au fost convocate, s-au întâlnit toate partidele politice existente la data respectivă, să discute problema monarhiei. Dacă e bine să luăm în calcul politic ipoteza monarhiei. Nu știu cine a avut ideea să facă această adunare, dar cred că ideea era, fiindcă începea să preseze prezența monarhiei în spațiu public, așa, să vorbea, și s-au gândit să curme această rumoare cu o declarație unanimă. E, au participat toate partidele. Și s-a întâmplat un lucru care numai în țara lui Caragiale se poate întâmpla. Toate partidele, inclusiv țărăniști, inclusiv ăsta, au fost împotriva ideii de a implica monarhia în viața politică. Asta nu mai țin minte, dar este șocant. Dar s-a că n-am terminat și acum vine Caragiale. Un singur partid a fost pentru. Republican? Da. Partidul Republican. Era un partid condus de unul Mânzatu. Ion Mânzatu, da, care era inventatorul apei grele, apei vii, nu știu care. Și care a avut acest partid, care până a dispărut. E bine, în acel conclav de partide, partidele istorice n-au avut monarhie, în vreme ce Partidul Republican, bineînțeles, a fost pentru. E, tipul ăsta de confuzie mentală și politică arată în ce proastă stare am început noi să facem politică imediat.